Mai multe persoane au ajuns la începutul săptămânii la Spitalul Municipal de Urgență din Pașcani cu răceală și gripă. Bolile au început să apară din cauza schimbării bruște a temperaturilor. Dacă până în săptămâna trecută pășcăneni aveau parte de vreme de primăvară, acum temperaturile ajung și până la minus 13 grade pe timpul nopții. Sunt însă cazuri care ca număr crește la o zi la alta și mai ales ajung la noi cazurile care sunt infecția acută de căi respiratorii superioare complicate, cu pneumopatii, cu traheobronșite. Sunt cazurile care ajung la noi și așa este normal să ajungă la noi și unele dintre ele necesită internare, chiar ori în secția de pneumologie acută, ori în secția de boli infecțioase. Cei mai expuși sunt bătrânii și copiii care au imunitate scăzută. Afectați de vremea rea, în special de ceață, au fost și bolnavii de reumatism, cei cu astm bronșic și cardiacii. În ultimul timp ne confruntăm de asemenea cu un număr mai mare de crize de pacienți care au astm bronșic și vin în criză și pacienți care prezintă bronhopneumopatie cronic-obstructivă decompensată, dar și afecțiuni cardiace decompensate și acestea sunt de regulă determinate de faptul că există ceață. Menționăm că, potrivit meteorologilor, în perioada următoare temperaturile vor ajunge până la minus 15 grade Celsius. Medicii recomandă ca în zilele acestea, când temperaturile au scăzut, pășcănenii să fie mai atenți, să consume mai multe citrice și, de asemenea, să nu uite să se îmbrace corespunzător vremii.